Spuneți, bună ziua, vă mulțumesc că ați venit la această conferință de presă. O să vorbim astăzi despre un caz fără precedent numită Cariera Micăut. După cum mai face glume domnul Reniță, mai vorbim încă despre un caz minunat dintre aceea de-a 8-a minune a lumii numită Republica Moldova. De aceea, la sesizarea și adresarea mai multor cetățeni din localitatea Micăuț, așa este o adresare în care oamenii au undeva vreo lună și ceva în care au făcut această adresare, în care au solicitat să vedem ce-i cu această carieră Micăuț, în care le provoacă destule probleme din punct de vedere ecologic, dar și practic este insuportabil de a mai putea trăi în condițiile în care cariera Micăuț se extinde în o anumită zonă în care deja urmea încă cu câțiva ani urmă, după anumite date, cu 8 ani urmă a fost emis act în ceea ce privește recultivarea unei părți din carieră. De aceea, ca să înțelegeți mai bine ce se întâmplă la cariera Micăuț, v-am spus, este adresarea care a fost încă la sfârșitul lunii iulie. Eu sunt și eu de Baștină, din apropiere acestei cariere, de aceea cunosc foarte bine la cariera Micăuț, a lucrat și tatăl meu în acea carieră. Și cunosc destul de bine despre problemele care în ultimii 15-20 de ani de zile se confruntă și cum, prin anumite ilegalități, își conține această activitate. Cariera Micăuț astăzi are trei mari componente, așa că să vedeți dumneavoastră. Așa, este, deci partea care nu se vede este partea administrativă, deci a carierei, este cariera veche și cariera, deci, nouă. La urmă să ne referim și la anumite probleme care sunt în cariera, deci, nouă, dar noi astăzi, în linii generale, o să discutăm despre problemele care, așa, sunt astăzi în această parte a carierei, deci, Micăuț, numită cariera nouă, cariera veche, cer scuze, și vom încerca să ajungem prin discuție despre ce este vorba, deci, acolo. Așa, după cum am promis și cetățenilor și locuitorilor din satul Micăuț, dar și în audiență am avut câțiva agenți economici cu care sunt în litigii propriu zis cu cariera Micăuț și nu-și pot scoate banii, dar am spus că despre asta trebuie să ocupe procuratura. Eu voi face trimitere mai mult la problemele cu care se confruntă propriu zis locuitorii din satul, deci, Micăuț. Așa cum am promis, am spus că voi pregăti materiale să vă prezint despre ce este vorba, deci am avut nevoie de timp ca să le transmit locuitorilor care s-au adresat la mine. Am avut nevoie de cel puțin o lună de zile. Recunosc că nu tot este pregătit încă pe anumite subiecte, dar din cauza că băieții astăzi, după ce am făcut ieri un live la fața locului despre faptul că se încearcă a face explozii la cariera Micăuț pentru a scoate ilegal într-o zonă care trebuie recultivată, astăzi noi vedem că în cea de-a 8-a minune a lumii, poliția a asigurat, deci, propriu zis, extragere ilegală din acea zonă. Din informații mai multe, o să puteți să le vedeți. Am văzut că este la fața locului Vasile Costiuc, face un live despre cum este cordonul de poliție și încearcă să asigure extragerea ilegală în acea zonă în care am fost ieri. Ieri, când am fost la fața locului, am reușit ca să îi convingem să plece de acolo. Astăzi vedem că au venit cu, deja cu instituțiile statului, băieții și asigură extragerea, propriu zis, din această zonă. De aceea, fiind constrâns de evenimentele care au loc, am fost nevoit astăzi să vin în fața dumneavoastră, chiar dacă nu am toate materialele 100% despre alte probleme care mai sunt, voi face referire doar la o parte în care deja am răspuns la această, deci, probleme. La data de 18 iulie 2019, printr-o decizie a Curții de Apel, Chișinău a fost intentată procedura de insolvabilitate în privința societății pe acțiuni cariera Micăuț, care până în prezent se tergiversează, iar administratorii insolvabilității nu acționează în gestionarea întreprinderii insolvabile. Societatea pe acțiuni cariera Micăuț, în moment fiind gestionată de o fostă administrație, contrar prevederilor hotărârilor instanțelor de judecată de înlăturare a debitorului de la gestionarea întreprinderii insolvabile. Deci noi vedem chiar de la bun început cei care trebuie să ocupe, da, ei, contrar decizii Curții de Apel, se ocupă de acest proces. Un lucru foarte important
care trebuie menționat este că terenurile agricole, respectiv în conformitate cu articolul 73 din Codul Funciar al Republicii Moldova, se interzice folosirea terenurilor agricole în alte scopuri decât pentru amplasarea obiectivelor de infrastructură agriculturii prevăzut în articolul 36 alineatul 2 litera B și a obiectivelor pentru activitățile de turism rural sau agroturism prevăzute în articolul 38 prim. În cazul folosirii acestor obiective contrar destinației, acestea se consideră construcții neautorizate, care cad sub incidența aplicării sancțiunilor prevăzute de Codul Administrativ al Republicii Moldova. Cu alte cuvinte, pentru aceste terenuri agricole să poată fi folosite în alte scopuri decât cele agricole, urmează a fi schimbată destinația acestora în conformitate cu prevederile articolului 71 din Codul Funciar. În ziua de astăzi, conform legislației, extragerea zăcămintelor minerale, care este posibilă doar din subsoluri, cu destinație, subsolul terenurilor cu destinație specială, în conformitate cu articolul 52 din Codul Funciar a Republicii Moldova, atribuirea de terenuri întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor pentru exploatarea zăcămintelor se face numai cu condiția legalizării înstrăinării terenurilor respective în scopul miniere și reîntregirii în circulația agricolă a terenurilor exploatate anterior în alte scopuri. De ce fac trimitere? Ca dumneavoastră trebuie să înțelegeți că după ce se decide că aceste terenuri să fie folosite în scopuri de extragere, chiar dacă se schimbă destinația, ele trebuie să fie recultivate și înapoi întoarse în circuitul agricol. De aceea am făcut trimitere deci, la acest articol din legislație. Prin urmare, se poate de constatat că extragerea zăcămintelor miniere în lipsa schimbului destinației terenurilor agricole, fără compensarea pierderilor pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol, în lipsa proiectelor tehnice coordonate și aprobate, schemelor tehnologice, planuri de dezvoltare a lucrărilor miniere și proiectelor de recultivare a terenurilor, a devenit o normalitate pentru cariera deci micăuță, care a extras și continuă să extragă zăcămintele minerale de pe terenurile proprietate a administrației publice locale din comuna Micăuț. Vreau să fac aici să mă opresc, să fac o trimitere, că o parte din aceste terenuri se află în proprietatea primăriei sau administrației publice locale, primăria deci Micăuț. De ce fac trimitere? Că o să vedem acum și cum se face extragere ilegală, fără a exista un anumit act sau un contract dintre primăria Micăuț și cu cariera Micăuț. În anul 2017, de către întreprinderea de stat, Institutul de Proiectare pentru Organizarea Teritoriului, a fost întocmit un act de stabilire a hotarelor sectorilor de teren în scopul elaborării planului geometric și aprobat de către primarul Comunii Micăuț, prin care, printr-un proces verbal, se efectua delimitarea terenului proprietate publică a unității administrative teritoriale, astfel ca rezultat fiind identificate și formate două terenuri cu o suprafață de 28 de hectare și un teren cu o suprafață, deci practic aceste terenuri fiind divizate în două bunuri separate, unul de 13,7, unul din 14,9. Astfel, doar după schimbarea destinației care trebuia să aibă loc, deci propriu-zis pentru exploatare, primăria Micăuț urma să încaseze 9 milioane de lei pentru o suprafață și plus 9 milioane de lei pentru altă suprafață. În total, 18 milioane de lei neîncasate. Apoi, dacă vorbim despre taxa de închiriere pentru exploatarea terenurilor pe o perioadă de 10 ani și încă 6 milioane de lei, fiind, deci pentru impozite, este vorba de 24 de milioane de lei care nu au ajuns în bugetul primăriei deci Micăuț. Deci băieții au dat un număr provizoriu acestor terenuri. Decizia Consiliului a fost de a da un număr cadastral provizoriu acestor terenuri și am aici decizia, da, în care deci administrația publică locală a hotărât să dea un număr cadastral acestora. Mai departe urma să aibă loc înregistrarea, dar din păcate înregistrarea nu a mai avut loc. Deci alte tipuri de contracte dintre primărie și deci cariera Micăuț nu a avut loc. Da, nu a avut loc și astfel primăria a fost prejudiciată cu 24 de milioane de lei. Pentru că pentru a fi respectată legislația în vigoare, urma să se respecte următorii deci pași. Prima, trebuia să fie schimbată destinația acestor terenuri, adică scoasă din circuitul agricol. Doi, trebuia să fie valorificate terenurile conform legislației și scoase la licitații, ori ele nu au fost la licitație, fiind doar înregistrate provizoriu. Trei, trebuia să existe un contract de extragere a zăcămintelor miniere coordonate la Ministerul
agriculturii și mediului. Deci nu există niciun act în care să fie coordonat. Deci astfel, extragerea care este pe aceste terenuri este ilegală. Trebuia să existe proiectul de extragere, așa cum prevede articolul 59 din Codul subsolului, practic, care nu există și iarăși există extragere ilegală. De asemenea, trebuia să existe planul anual de extragere, ori un asemenea plan nu există. Da? După ce este cumpărat un teren, de exemplu 30 hectare, tu nu poți să le exploatezi tot într-un singur an. Deci legislația prevede următoarea. Tu îți expui în proiect cât poți exploata în acest an și îți propui că în acest an poți exploata 2 hectare. Și atunci, în fiecare an, tu trebuie să mergi la Ministerul Mediului, în care se coordonează despre volumul care trebuie să fie extras în perioada unui an de zile. Nu există, deci, un asemenea proiect de, propriu-zis, coordonare. De asemenea, au loc lucrări de explozie pentru spargerea pietrelor mari în vederea extragerii, lucrări ce pot avea loc doar cu avizul Agenției Securitate Tehnică. Totodată, cu avizarea primară, ori existența unor asemenea vize ridică foarte multe semne de întrebare. Dacă nu există vizele sau dacă ele au loc, aceste vize de explozie, dar nu sunt respectate punctele care am enunțat mai sus, înseamnă că are loc, iarăși, lucrări ilegale de explozie. Plus, mai menționăm și taxa pentru extragere de 6% care se varsă în bugetul de stat, în lipsa unei documentații, deci pentru extragere, care reprezintă în jur de 1 milion de lei, deci pe an. Vedem? Evaziune deci fiscală. Deci, extragerea minieră se efectuează cu gravi încălcări la legislație, fără respectarea distanței de protecție față de râul Ichel, fiindcă trebuie să existe și o distanță de 500 de metri, da, sau 300 minim. Dacă o să mergeți la fața locului, o să vedeți podul care este un pod când se pleacă spre stânga, spre Micăuț, partea dreaptă se pleacă spre satul Zămcioș, o să vedeți că este o movilă mare de moluză care este pusă la câteva zeci de metri, care când au loc ploi, acest moluz se scurge în râul Ichel, astfel aducând mari prejudicii ecologice acestui râu. Eu am mai vorbit și alte probleme cu care se confruntă râul Ichel, dar aceasta este încă o problemă, deci nouă. Spre regret, din informațiile acumulate și tot ceea ce se întâmplă la cariera Micăuțe, poate de observat că organele responsabile, ce dețin complet competențe de control în domeniul agricol și minier prin inacțiune, ori tolerează activitatea ilegală a carierei Micăuț, ori din informațiile obținute, inclusiv cele reflectate din presă, și fiindcă au fost inclusiv de dumneavoastră, stimați reprezentanța mass media, reflectate mai multe ilegalități pe parcursul ultimor 4-5 ani zile care au loc la cariera deci Micăuț. Și în cazul când nu are loc niciun fel de acțiune din partea instituțiilor de stat, înseamnă că acest lucru este deci ilegal. Iar această activitate ilegală este controlată de către deputații în Parlamentul Republicii Moldova, Eugeniu Nichiforciuc și Vlad Andronache. Și aici am să mă încep să prezint un plan pe care l-ați făcut tot voi. Da? Este vorba despre ziarul de gardă, eu întotdeauna fac trimitere, nu este nouă, dacă nu mă greșesc și la alte posturi de televiziune, tot ați făcut o asemenea schemă despre felul cum această carieră aparține lui Eugeniu Nichiforciuc și Vlad Andronache prin persoane interpuse din familie, Nichiforciuc, Tatiana fiind soția lui Eugeniu Nichiforciuc, Andronache Tudor fiind tatăl lui Vlad Andronache. Acest lucru, dacă o să ridicați acea investigație făcută în ziarul de gardă, o să vedeți foarte bine cum acțiunile pleacă dintr-o întreprindere în alta și se ajunge propriu-zis în proprietate. Dovadă că preluarea carierei Micăuț de către Eugeniu Nichiforciuc și schema despre o serie de firme la care are conexiune atât deputatul, soția sa, cât și partenerii de afaceri, sunt însăși în declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, potrivit cărora Nichiforciuc deține cota parte de 50% dintr-o afacere a întreprinderii SRL Kiper Trans în domeniul extracției substanțelor miniere. Asta este întreprinderea Kiper Trans. Da? Asta este declarația de avere și interese personale a domnului Nichiforciuc, în care este indicat faptul că el are cotă parte în această întreprindere și o să vedeți în acea schemă pe care v-am prezentat-o. Celelalte 50% sunt deținute de Zastavnitski Vladimir, care la rândul său deține 50% din firma SRL Calprod.
În cadrul aceleși companii, jumătate din capitalul social este deținut de omul de afaceri, Racin Cosergei, care în anul 2019, conform platformei IDNO.md, a stat în spatele preluării carierei de piatră de la Micăuț, condusă în prezent de către Alas Ruslan, administratorul companiei SRL Rivals, la care a figurat ca fondator și Andronache Tudor, tatăl deputatului Vladimir Andronache. Deci m-am arătat, m-am anexat această schemă. Și spre final, mai mult ca atât, la data de 18 august 2020, Inspectoratul pentru Protecția Mediului a efectuat un control la societatea pe acțiuni care era Micăuț, întocmind un proces verbal de control, unde se constată că la inițierea acțiunilor de control, administrația societății pe acțiuni care era Micăuț nu a asigurat prezența reprezentantului întreprinderii și nu a pus la dispoziție actele permisive de exploatare a zăcămintilor de calcar, fapt care a îngrădit drepturile și obligațiile inspectoratului prevăzute de lege. Deci n-au permis măcar să intre la fața locului. Din procesul verbal, întocmit la data de 19 august 2020, mai rezultă că societatea pe acțiuni, care era Micăuț, i s-a stabilit un termen de 10 zile, adică până la data din 1 septembrie, de înlăturare a încălcărilor stabilite și prezentarea actelor permisive de exploatare a zăcămintilor. De asemenea, în scopul neadmiterii folosirii neautorizată, nerațională a resurselor naturale, s-a dispus stoparea lucrărilor de extragere a zăcămintilor menționate până la finalizarea măsurilor de control. Ori în acest timp, societatea pe acțiuni care era Micăuț, ignorând toate prescripțiile Inspectoratului pentru Protecția Mediului, a continuat și continuă să extragă ilegal zăcăminte de calcar. Avem în acest sens dovezi, probe, da, și video, pot să vă le prezint și eu, care mi-am făcut ieri, dar acesta este procesul verbal, da, a Inspectoratului privind protecția mediului, da, unde este foarte indicat identificarea obiectului, care era Micăuț, da. Mai departe, ce constată ei? Constată că la inițierea acțiunilor de control, administrația societății pe acțiuni care era Micăuț nu a asigurat prezența reprezentantului întreprinderii, nu a pus la dispoziție documentația necesară. Așa. Mai departe, prescripția recomandă ca să fie identificate persoane cu funcție de răspundere în cadrul carierei Micăuț, da, și să prezinte spre control toate documentația de curs de 10 zile. Prezentarea actelor care sunt prevederi normative și în scopul neadmiterii folosirii neautorizate a resurselor naturale, adică are loc stoparea lucrărilor de extragere la zăcământul menționat până la finalizarea măsurilor de control. Deci v-am prezentat toate actele, da, în care este interzis să intervină cu anumite lucrări ilegale în cariera Micăuț. Există și alte probleme de gen de relații de ce privește judiciare cu partenerii, da, fiindcă această carieră intrând în faliment, au existat anumite parteneri, schimburi de terenuri și așa mai departe. V-am spus că acea parte încă nu am foarte multe informații și am nevoie încă să mă documentez, pentru că aici am avut nevoie de timp. Da? Am lucrat împreună cu asistentul meu. Dar este vorba și despre o companie a unui agent economic în care în contul datoriei au fost gajate anumite terenuri și băieții încearcă să intervină prin extragere chiar și pe terenurile private a unei companii. Da, oamenii scot. Deci ei merg atât în terenurile ilegal, pe terenurile administrației publice locale, provocând pierderi, precum și pe terenurile unor agenții economici care au anumite relații juridice. Dar v-am spus, această parte a doua, voi face o conferință de presă aparte, separat, după ce voi avea deci mai multe deci, informații. Spre final, ce pot să vă spun? În apropiere se află satul Micăuț, această margine, deci a cariera se marginește nu mai mult de 100 de metri de prima casă, da? Când au loc aceste explozii, dacă o să vedeți, o să vă povestească lumea. Deci apa din fântâni pleacă, cu toate că sub satul Micăuț există resurse de apă subacvatice foarte mari, prin care se alimentează și orașul Strășeni. Prin aceste acțiuni ilegale și nesăbuite din partea acestor doi artiști, da? Nichio Forciuc și Andronache, există riscuri, într-un timp foarte apropiat, ca orașul Strășeni să nu mai aibă resurse de une să alimenteze cu apă. Asta e unul. Și doi, satul Micăuț, din cauza că ei, după ce vor extrage atât cât pot extrage
Și nu vor avea loc, fiindcă vor falimenta, la sigur. Băieții știu cum vor aduce întreprinderea spre faliment. Nu va avea loc recultivarea, deci propriu zis cariere, micăuți, rămânând o gaură imensă, de aproape câteva sute de hectare, dacă nu și mai mult, în zona dată, da, care va fi o bombă ecologică, iar cu timpul apa va pleca din această zonă. Deja există mari probleme, da, și ecologice, dar v-am spus, și ilegale, prin care dumnealor extrag din această carieră. Mulțumesc, dacă sunt întrebări, vă rog. Zone și sunt zone noi, da? Da? Pentru acestea sunt autorizații? Nu există, nici pentru una. Din, cel puțin de la răspunsurile care le-am avut până în prezent, ei nu mai au de unde. De asta am spus că am nevoie de timp să prezint relația lor juridică cu alți parteneri economici, care, pentru întoarcerea unor datorii, da, care au avut loc între ei, sau fostul proprietar, ei au gajat anumite terenuri. Pentru a se putea extinde în partea nouă, partea nouă este adevărat, nu duce spre sat, da? Este mai puțin periculoasă, da, pentru zona dată, dar este proprietate privată. Da? Fie sunt oameni care au cote în zona dată, fie sunt oameni care, agenți economici care, pentru că le-au achitat anumite datorii, da? Au anumite terenuri și atunci cer întoarcerea celor datorii sau bani, relații economice care le-ar fi avut ei între ei. Ei cer ca să fie plătiți banii care le-au dat pentru a plăti la fisc, pentru a putea ieși din datorii și așa mai departe. Deci ei intervin acum și în teritorii private. Deci ei nu au unde să extinde. Decât să procure alte terenuri, dacă există oameni care vor să vândă, fie cu agentul economic respectiv, dacă găsesc numitor comun și cumva deblochează relația lor care o au juridică și economică și mai departe pot face extragerea din această zonă. Ei fizic nu au de unde să ia teren pentru extragere. Dacă să explicăm așa mai clar că această recultivare înseamnă că este anumită limită cât pot fi extrase. Dacă puteți să ne spuneți care e procedura de a redobândi poate. Deci, noi, când are loc propriu-zis, o să vă explice mai mult, eu am vorbit cu anumiți proprietari de carieră care au, deci există procedura de avizare a tuturor etapelor în ceea ce privește scoaterea din circuit a terenului sau relația economică care trebuie să existe cu terenul dat, fie că este în arendă, fie că îl procure. Apropo, aici există anumite probleme și trebuie de făcut modificare la legislație, da? Dar acum și la final să spun despre ce este vorba. Schimb destinația deci terenului și în proiectul de avizări există și ultimul punct, recultivarea terenului. Nici o carieră de piatră nu își încetează activitatea până nu are loc procesul de cultivare. Clar că există soluții. Iarăși vorbind cu un reprezentant care are proprietate carieră, el a zis că există două probleme. Prima, în cazul când eu procur acest teren și schimb destinația și plătesc pentru schimbarea destinației, da? Și iar îl reintroduc în termen, în circuit agricol, cine recompensează această cheltuială, așa spunem, această, da? Și doi, este necesar de introdus o taxă pentru recultivare, pentru că agentul economic poate să dea conștient faliment pentru a nu cheltui bani pentru recultivare, este necesară de acea taxă, unde statul trebuie să aibă un cont special și din acei bani, când își încetează activitatea, o carieră de piatră sau alt tip de carieră, acești bani să fie folosiți pentru recultivare. Astea sunt soluții pe care le propun oamenii care sunt raționali. Da? Asta se face. Dar atunci când tu vrei doar să scoți bani, mergi ilegal, scoți, fără niciun document. Da, după actele care sunt... Bun, anterior au fost și alți proprietari, ei sunt proprietari din 2017. Aha. Dar au fost și alți proprietari, dar de 8 ani de zile acolo nu se permite extragerea din această carieră. Și dacă pot să precizez decizia Curții de Apel, da, ați spus, privind procesul de insolvabilitate, din ce an este? 2019 este. Da. 2019, data din 11. Finalitatea deci care îl fac, acum pregătesc sesizările către procuratură care vor fi trimise cel târziu mâine, da, lucrăm acum cu asistent, v-am spus că noi ne doream să ieșim într-o conferință de presă peste vreo 2-3 săptămâni, dar din cauza faptului că ei forțează anumite lucruri acolo,
Deci noi am fost nevoiți să facem cunoștință opinii publice despre problema carierei micăuți. Și pregătim cel târziu, la sfârșitul săptămânii date, deci noi vom face trimiterile către procuratură. Eu sper că să nu se întâmple în cea de 8-a minune a lumii, Republica Moldova, iarăși, precum și alte multe cazuri de rezonanță să fie aruncate undeva pe o poliță sau cumva hoții să ne prostească de nou și să plimble prin străzile din Chișinău. Și eu vă mulțumesc mult, vă doresc o zi bună în continuare.